Salut și bine ați venit pe canalul Basta România. Astăzi vă voi prezenta o pereche specială pentru mine, mi-e place foarte mult, și anume o pereche de Jordan 5 în colaborare cu Off-White. Jordan 5 Off-White Sale. Această pereche a apărut pe data de 29 octombrie 2020 la un preț de retail de aproximativ 1000 de lei, 225 de dolari. Iar acum la resale, prețul acestei perechi este de 500 de euro, aproximativ 2450 de lei. În dreapta mea am și o pereche precedentă de Off-White, tot Jordan 5 cu Off-White, și anume Jordan 5 Off-White Black. Această pereche a apărut pe 15 februarie 2020 la același preț de retail, iar prețul de resale acum, la momentul actual, este de 800 de euro. Diferența de lansare între aceste două perechi este de 8 luni. Haideți să vedem dacă Virgil a schimbat ceva sau dacă e ceva mai nou sau ceva mai mișto asupra perechii, perechea de Jordan 5 Sale. După care o să vă prezint și perechea de Jordan 5 Black și o să facem și o comparație, o să vorbim puțin despre ele, o să vă dați și voi cu părerea. Haideți să începem. Cutia de la Sneakers vine de Matchbox, puțin așa, e cam... nu știu ce să zic, nu prea îmi place cum e aici. Și deschidem. După cum știți, găurile astea, Virgil nebunul, deci la cubor mașina, după cum luăm să ne uităm, bam! Bam! Recomand la Jordan 5 să vă luați mărimea true to size, cât purtați la celelalte ediții de Nike, să vă luați și la perechea asta. Eu tot așa, 10 US. În primul rând, culoarea, sincer, nu mă dă pe spate. Îmi plac mai mult cei black. Zip tie-ul ăsta văd că este tot sale, tot culoare sale. Pe zip vedem tot Off-White, Nike 2020 zip tie. Pe lateral avem numărul 23, numărul lui Jordan. Pe interior, scrisul. Sincer, mi se pare așa cam... Perechea oricum are chestii neterminate la ea, cum ne-a obișnuit Virgil, nu termină niciodată un sneaker. Poate de lene, poate de... că n-are chef. Ce nu-mi place la această pereche? Nu-mi place, interiorul este tot făcut din burete. Presupun că vara îți transpiră rău piciorul în ei. N-am dreptate, băi? Ba da. Din burete. Sneaker și vin cu două perechi de extra laces, tot Off-White pe care ți-a scris lacing din mele. Made din China. Bine, ți-am zis cum a fost gândit Adidas-ul ca să-i tai cercurile de jos de la bază ca să îți respire piciorul. Da, mă, dar nu o să tai nimeni cercurile astea, că nimeni n-are bani să le tai. Unii au făcut asta. Șmecheri. Șmecheri adevărați au făcut asta, dar noi nu o să le tăiem. Culoarea mi se pare greșită, o culoare prost aleasă pentru perioada asta, deoarece în octombrie deja se apropie sezonul rece. Culoarea mi se pare nepotrivită, deoarece au fost lansați în luna octombrie. Luna octombrie, a doua lună de toamnă din an, ceea ce implică ploi, vreme urâtă, mocirlă, deci nu este o culoare bine aleasă, fiindcă imediat se strică. Și în pânza aceasta cred că intră murdăria și cu greu o scoatem. Dacă erau din piele sau din altceva, dacă asta era piele, cu un șervețel umed rezolvai toată treaba, dar așa nu prea cred că ai cum. Plus că pe aici e din burete, pe la spate. La spate avem semnul Nike. Să zicem că solul acestui sneakers e ca și cum a fost purtat. Când ziceva un icy sol după ceva vreme, arată exact așa. Singurul lucru care îmi place la această pereche sunt șireturile cu care vin. Șireturile astea în culoare sale sunt super mișto. Chiar le recomand. Mi-aș mai lua o pereche dacă aș avea de unde, dar nu știu de unde. Nu înțeleg, nu prea înțeleg griul ăsta sau ce-o fi, cum este și pe talpă. Nu prea îmi place exact aici unde scrie Nike. Mi se pare că la talpă n-au lucrat deloc, e aceeași ca la celălalt colorului. Da, măi, la fel, o să le arăt și altă pereche. Deci e Nike talpa asta și pe aici urme de lipici. Într-adevăr sunt niște sneakers relativ ușori, dar talpa asta nu mă sparge deloc și nu înțeleg bine. Pune-i ăsta aici, da, roșu ăsta și gri și 50.000 de culori, adică i-au stricat. Măcar dacă îi făceau în culoarea sale cum au fost precedenții Jordan 4 cu Off-White pe care vi-am prezentat. Lace lock-ul ăsta, zici că e vechi de 5 ani, cum arată. Și cam atât, ce să vă zic, hai să scot și cealaltă pereche. Să-mi ziceți și voi care vă place mai mult. Altceva, nu? Parcă e altceva, nu? Vezi, aceeași talpă. Deci exact aceeași talpă, măcar dacă îți dădea puțin interesul și schimba talpa, zic și eu. Acum nu știu. Ăștia negri mi se par mult mai reușiți
Chiar dacă prima dată când i-am văzut am zis că sunt un eșec total, că nu-mi plac, credeam că nu o să facă ceva mai urât de atât, dar uitați aici pe ăștia că-s mai urât de 10 ori decât ăștia. Eu am zis că ăștia sunt urâți, că aveam eu în capul meu, dar după ce am văzut pe ăștia mi-am dat seama că ăștia sunt niște zinică, ești chiar frumoși pe lângă. Ăștia zici că-s bolnavi, ați nebunit, că mai bine îi lansau pe ăștia. Mă, ăștia toți au fost lansați în februarie, la jumătatea lui februarie, aproape pe de ziua îndrăgostiților. Când e ziua îndrăgostiților? Că nu știu. Nu ești îndrăgostit? Bă, dar nu știu cum să-mi fac. Pe 14. Păi, uite, cine știe cine e lover boy, să zicem. Nu știu, frate, eu cu asta, eu știu când se lansează sneakers și știu când e drum la Supreme, în fiecare joi la ora 1 după amiaza, la e 12. Știu chestii de-astea esențiale care te ajută în viață. La ce te ajută ziua îndrăgostiților pe tine? Așa, băi, gata, asta a fost o mică paranteză, să o zic așa. Ăștia, Haz, ăștia, no. Jordan 4 Sale cu Off-White au fost mișto, tari. Dar ăștia cred că să fac mocirlă, să duc și burete și pânză de asta, sunt vai de capul lor. Sincer, nu vă recomand să vă cumpărați această pereche. Dar poate dacă o puneam pe resale, da, vă recomand, știi, dar tot nu vă recomand, băi, nu știu. Mie nu-mi place decât un pasionat, așa să dai bani 500 de euro pe asta. Dar ăștia merită, dar nici ăștia nu merită 800 de euro, dar merită. Sunt curios dacă vă mai apărea vreun colorway pe această siluetă de Jordan 5, în colaborare cu Off-White, mă refer că așa apar colorway-uri noi în fiecare lună. Dar zic cu Off-White și sper ca modelul ăla să fie wow, să fie mișto. Nu ca ăștia, cel puțin cât ca ăștia să fie, dar să nu fie ca ăștia, că ăștia sunt, nu-mi plac deloc. În continuare, vă voi lăsa niște cadre cu sneakers și ca să vă dați voi cu părerea care vă plac mai mult și să-i vedeți mai de aproape. Sper că v-a plăcut această prezentare de sneakers, review sau cum vreți voi să-i spuneți. Eu am fost Basta România. Până data viitoare nu uitați să vă abonați la canal, apăsați butonul de subscribe rău de tot, dați cu el de pământ, să aprindeți clopoțelul. Ne găsiți și pe Instagram Basta România, azi Basta și Basta România Resell.